Încă din cele mai vechi timpuri, plantele medicinale au fost folosite în lupta organismului cu boala. Astăzi, știința modernă demonstrează efectele benefice pe care le au aceste plante de câmp asupra corpului uman. Vizita la medic poate fi ușor înlocuită cu o plimbare în aer liber pe câmpul cu sunătoare și mentă. Astfel, mulți locuitori din mediul rural își fac provizii de plante medicinale din timp, tocmai pentru că, din generație în generație, le-au fost expuse efectele pozitive ale acestora. În țara noastră, dintre plantele care au proprietăți terapeutice, numai aproximativ 300 sunt valorificate, unele ca materii prime pentru fabrici de medicamente, iar altele sunt exportate. Dar, din păcate, o mare parte din comorile vii pe care ni le oferă natura se pierde din lipsă de interes sau cunoaștere. Dacă înțelegem cu adevărat cât de mult bine ne pot aduce aceste plante, nu va fi o povară să mergem să le culegem. Însă, înainte de a ne aventura, ar trebui să ne informăm corect de unde trebuie să le culegem, când trebuie să le culegem, cum trebuie să le păstrăm și să le utilizăm și în cazul căror afecțiuni le putem folosi. Un lucru important este că atunci când porniți la culegerea plantelor să fiți convinși că le puteți recunoaște. Dar să vedem dacă locuitorii din Rus și Șimișna mai țin cont de învățăturile străbunilor. Culegem ghiani, coda șoricelului, cum să zice, coda calului, ghialea ghipa câmp, cum să zice, chichină ghiaia, chichină. No, și este cimbru. Ce trebuie de ceaiuri? Și la ce sunt bune acestea? Bune, eu să zic, la toate, la toate cele. Urzică, de-aia, cum să zice la ea? Mentă? Mentă, și mentă. Și potroce, stârnătoare. Sunt foarte bune la stomac, foarte bune. Și ce le ați recomanda oamenilor când se simt rău, de exemplu când sunt răciți, să bea un ceai de plante medicinale sau să ia un medicament ceva? Păi și medicamente, ce cât mai bune este. Da. Când se culeg? Păi să culeg și acum unele din ele. Care acum? Acum, de exemplu, ce, băiucule, urzica... nu, coda șoricelului, e un fel de mentă, iar o culege mamu. Și vara? Și vara? Vara sunt mai multe. Vara sănătoarea, potrocica, podbalu, coda șoricel, coda calului, aceea e bună pentru rinichi, pentru rinichii. Nu culegem, că nu pot. Mere să-l culeg, că-s bătrână. Da, cineva din familie culege pentru familie așa? Nu. Nu. De ce? Nu, n-au vreme. Și iarna, de exemplu, când e frig, din ce faceți ceai? Cumpărăm. Cumpărați ceai în farmacie când aveți aici câmp aproape? Cumpărăm. Care credeți că e cel mai bun ceai medicinal? De aici, de la țară, să fie uscat de om și de la manui timp să mergi să culegi. Dar cum se, știți care e procedura? Se culege, după aceea se usucă, cum se usucă? Se usucă la umbră, la umbră, atunci e frumos, verzi și mândre. Da, da. Și, de exemplu, pentru o răceală sau o durere de cap, știți ce plante sunt bune? Da, nu știu. Nu știu.